Bună ziua de la Caravan Salon 2025. Sunt în standul companiei Interbear, o companie din Germania care are o premieră mondială, spun ei, scrie și pe acest pliant. Este vorba de un sistem care orientează panoul solar după soare. Îl vedem aici în funcțiune. Aici o să vă arăt informațiile, inclusiv pe spate, caracteristicile. Sunt aici pentru cine interesează toate informațiile detaliate. El are undeva în jur de 30 de kilograme. Sunt două modele. Ei au un model de 200 de W, care are undeva la 25 de kilograme. Costă 1500 de euro cu TVA-ul din Germania. Și mai au încă o variantă de 135 de W, care are undeva la 23 de kg, iar costul este de 1400 de euro. E un sistem interesant, caută soarele, se orientează după soare. Aici are un senzor de lumină și aici, în momentul în care vântul este prea tare, de exemplu, se culcă automat, pentru siguranță să nu se întâmplă ceva dacă e un vânt prea puternic. De asemenea, seara, el se închide și practic nu consumă nimic. Iar dimineața, dacă vrem să pornim acest sistem, îl trezim, se ridică, caută poziția soarelui și după care din 5 în 5 minute se mișcă după soare. Cred că ajută foarte mult un asemenea sistem. Sigur, sunt niște kilograme în plus, undeva la vreo 25 de kilograme, dacă alegem varianta asta de 200 de W. În aceste kilograme este inclus și panoul. Este un dispozitiv interesant atât pentru rulote cât și pentru autorulote. Mulțumesc pentru vizualizare și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, să dați like și subscribe și să activați clopoțelul pentru alte noutăți. La revedere!